gardul central, lângă SIS și ambasada Ungariei. Mașinile lucrează în stradă, fără ca să fie îngrădite. Și pe aici trec pietoni. Construiește actual CONSRL. Virgiliu Păslaru e dirigente de șantier. Nu scrie nici ce construiește, decât e o autorizație de construire din iunie anul trecut. A, magazin cu oficiu. Dar viața pietonilor, sănătatea lor nu interesează pe nimeni. Probabil vreun mafiot are interesul, business-ul aici și nu contează legea. Carabinierii stau cu mență într-o parte. Fapt, mai sunt niște polițiști acolo, dar nu știi ce funcție au ei. Probabil ei țin crâșa, ca să nu fac cineva gât. S-auzi de la carabinieri totuși. Asigură paza ambasadei. Neata, ești la carabinieri? Ori poliție de sector? Da, carabinieri scrie. Nu, ladă. Carabinieri, tak carabinieri.